Din nou la Galați pentru partida dintre Danubius și CSM București, ultima etapă a Ligii Naționale la handbal feminin. Sunt 10 goluri deja între cele două echipe, 17 la 7 pentru campioana țării după o prima repriză controlată fără probleme. S-ar putea să fie o victorie la scor, cum a fost și în meciul tur. De altfel, CSM ne-a obișnuit să câștige multe dintre partide la o diferență importantă. Chiar zilele trecute, la meciul de acasă cu Brăila, CSM-ul s-a impus cu 34-22. Iată două meciuri la rând cu cele două rivale, Brăila și Galați, ce vorbeam și în prima repriză. O mică problemă tehnică din ce îmi dau seama, dar repriza a doua va începe cât de curând. Mariana Griceru și Mirabela Turdean arbitrează această partidă. Nicio problemă în prima repriză. O primă parte în care cea mai bună handbalistă din lume, Cristina Neagu, nu a marcat decât un gol. A jucat ceva timp pe postul de centru. Din acest punct de vedere, Natalie Hagman cu 5 goluri este cea mai bună marcatoare a partidei. În acest moment a început și repriza a doua. Un prim atac pentru fetele de la Galați. Iulia Artean, un paravan aici. Inge ajunge în partea cealaltă. Adachiana Balaban închisă de Line Jorgensen, un duel al decarelor. Rămâne Alina Iordache în poarta campioanei României. Tot i-a apărat și prima repriză. Paula Ungureanu este rezerva de portar. Fără Grubišić, fără Bela Gulden, CSM-ul și alte câteva fete, doar 13 jucătoare adus aici. Per Johansson, 2 minute, ceea ce e o premieră în meci. Marit Frafior la ultima partidă în carieră se odihnește pentru următoarele 2 minute. Jocul nu poate continua. Paul Anton are nevoie de o consultare cu una dintre arbitrele jocului. Să vedem dacă va urma și o sancțiune disciplinară în tabăra echipei gălățene. Sau e doar o problemă cu resetarea cronometrului. E posibil și acest lucru. Mâine la ora 12, vă reamintesc că vom avea o altă partidă din ultima etapă, Corona Brașov cu CSM Bistrița pe Telecom Sport 3. Păi de la 15:15 începe Final Four-ul Cupei EHF la handbal masculin cu San Rafael Magdeburg. Popescu Plus și Micu, cei doi români de la San Rafael versus Magdeburg. Apoi de la ora 18 pe Telecom Sport 2, Göppingen Füchse, prima semifinale pe Telecom Sport 4. Duminică sunt finalele. Iar în weekendul următor o să avem și Final Four-ul Ligii Campionilor la masculin. Luna mai, după cum știți, este luna finalelor. Tot mâine seară la ora 19 vă aștept la manșa retura finalei Cupei Challenge AEK Athena cu Potaisa Turda. Succesivă la extremă și Galați începe cu gol, repriza a doua, scrie Andreea Taivan. Spuneam, o gălățeancă de 21 de ani. Galațiul dintotdeauna a avut echipe interesante în handbal. Hai să vedem și Iulia Curea din extrema stângă a CSM-ului. Ratează Iulia. Băcăoancă la origine. Bun, această pătrundere faultată însă Denisa Șelever.
Se mișcă Danubius, asta nu e o problemă, însă realizările sunt puține. Până la urmă, Galațiul are în față una dintre cele mai bune echipe din handbalul european și mondial la nivel de cluburi, cel puțin în ultimii 2 ani de zile. E relaxat Valeriu Costea, nu avea mari așteptări de la acest meci. Sala este plină, printre cei 1500 de spectatori, poate chiar mai bine, se află și Lucian Bute. Am văzut un cadru cu el în prima repriză. Alina Iordache, paradă foarte bună. Alina are multă încredere. Iar pentru un portar acest lucru este esențial. Revine în teren și Cristina Neagu, scoasă undeva în ultima parte a primei reprize. Doar un gol Cristina. Acum revine pe postul ei de inter stânga. Avea 75 de goluri marcate Cristina până la acest meci. Are 76 acum. Line Jorgensen, Curea, pivot, Frafior, foul cu 7 metri, da. E prima aruncare de la 7 metri pentru CSM și chiar a meciului. Iulia Curea va încerca a treia marcatoare, chiar a doua marcatoare a CSM-ului în campionat. Roxana Caragea, e al treilea portar pe care Valeriu Costea îl trimite în joc. Aruncare în forță peste din partea Aleișeico, o ucraineancă interesantă. Ea mai jucat la Constanța, la Netul Constanța, la CSM Ploiești, la Cluj, la Dinamo și iată și la Danubius Galați. Revedem de la nivelul parchetului acțiunea ei. Mingea a rămas acolo undeva prinsă între plasă și acel banner cu Federația Română de Handbal. Frafior, tamponată de două adversari, aruncare bună, Hagman cu a șasea reușită. Da, în această partidă reface diferența de 10 goluri. Dintre echipele bune și foarte bune ale campionatului nostru, Zalăul și Craiova au câștigat aici la Galați. Au câștigat și CSM București. Bară și apoi minge recuperată de Iulia Curea. Se trece la faza a doua. Aproape de intercepție, Daciana Balaban. Neagu își pregătește acțiunea. Mai departe, Iulia Curea are grijă la semicerc. Primește golul pe tabelă. Iulia nu arată că e o sportivă de 35 de ani. Are multă vitalitate. Tocmai de aceea clubul i-a și prelungit contractul pentru încă un sezon. Artean, mai departe, Sheiko. Să nu uităm că avem și pe Irina Glipo, o altă ucrainiancă. Irina a fost și aici la Danubius Galați. Între timp a ajuns la Vâlcea. Între cele două cluburi la Roman. E aproape din Ucraina la Galați. Avem graniță. Hagman, scutură din nou plasa, 20-8. De la gol la gol avem o premieră în meci, în sensul diferenței, al șaptelea gol pentru Hagman. Artean, Balaban, mai departe, Sheiko, marcatoarea Galațiului. Cei concentru, cu o talie foarte bună și ea și Artean, din acest punct de vedere, linia de 9 metri a Danubiusului arată bine, nu e o problemă. O fază interesantă aici. Oh, ce gol din dreapta! Spectaculoasă finalizarea Andrei Taivan. Ce gol!
32 în acest sezon pentru Andreea Taivan. Neagu! Roxana Caragea recepționează în plină figură această minge. Cristina își cere scuze. Nu-i nimic, Roxana. Ne-a primit o lovitură de la golghetera Ligii Campionilor și cea mai bună jucătoare din lume. Se întâmplă. Se schimbă obiectul muncii pentru că nu se mai poate face priza cum trebuie. Cere puțin Clister Neagu de la Iulia Curea și jocul poate continua. Timpul trece foarte ușor pentru că ambele echipe își văd de joc. Da, acum s-a reluat meciul. Vă reamintesc, după partidă vom avea reacții de la Galați pe Telecom Sport 1. Dan Udrea vă așteaptă. Curea cu boltă splendidă. 21-9. Iulia reușește golul 3 în această partidă și al 80-lea în campionatul acesta, care se termină pentru CSM peste 25 de minute, cam așa. Pentru Danubius sezonul continuă cu barajul de menținere în prima ligă. Șapte metri pentru gazde. Ala Sheiko. Un singur gol marcat în meciul tur de ea. Da, n-o păcălește pe Alina Iordache. Cu mult calm, Alina își îndeplinește obiectivul. Mehmedović, combinația extremelor, golul meciului, cel puțin până în acest moment. Da, Mehmedović și Hagman au surprins complet apărarea echipei gălățene. De această dată însă Sheiko și are revanșa cu a doua reușită în meci. Nici o jucătoare de la Galați nu a marcat peste 100 de goluri. La CSM era Bela Gulden cu 102, dar Bela spuneam noi aici. De asemenea, vă mai pot spune despre Galați că era singura echipă cu mai puțin de 500 de goluri înscrise. Avea 493 la acest meci. Însă ciudățenia era că la golul primite avea doar cu 5 mai multe decât CSM București. Iovanovska mai departe. Da, Denisa Șelever. Două goluri înscrise la un interval de timp mai redus. Da, și CSM-ul joacă un pic relaxată. E normal. Campionatul l-a câștigat de câteva săptămâni sau l-a câștigat de dinainte de a începe, depinde. Neagu revine în centru pentru că avem aceeași componență a liniei de 9 metri ca în ultima parte a primei reprize. Frafjord, fază clasică, iar lui Frafjord astfel de momente îi convin de minune. Fără marcaj, fata din Norvegia înscrie. Elena Șervan revine în poarta echipei din Galați. Iovanovska în centru. Balaban. În partea cealaltă Sheiko. Linia de 9 metri a Danubiusului. Pleacă Șelever. Duce al doilea pivot. O ajută pe Nicoleta Sapta. O transversală a Daiane Iovanovska. Frafjord, încă o dată, golul 4 pentru ea. Frafjord în sezonul trecut a fost cel mai bun pivot al Ligii Campionilor.
a jucat pentru Larvik. Nu e exclus că a fost antrenor al lui Larvik să fie următorul antrenor de la CSM București Oleg Gustav Gestad. Cam acesta ar avea șansa cea mai mare, dar cum am zis și prima repriză, așteptăm puțin pentru că se pot întâmpla lucruri spectaculoase. Bianca Bazaliu primește 2 minute. A mușcat-o puțin pe Daciana Balaban. Să vedem, e gol de la distanță, nu? Rămâne 24-12. După meci, vă reamintesc că o să avem și intervenții de la Galați cu Per Johansson, antrenorul echipei CSM, aflat la ultimul meci pe banca campioanei României. Evident că Lucian Bute, fiind prezent la meci, nu avea cum să ne scape. Imediat după ce se termină partida, puteți comuta pe Telecom Sport 1 pentru a vedea reacțiile de la Galați. Ne apropiem de mijlocul reprizei a doua. Neagu pentru Niombla. Se reface linia de 9 metri de la începutul meciului și e Gloie în teren. Rafiort calcă semicercul și arbitrele dau mingea echipei gălățene. Care blocată excelent de Cristina Neagu, a încercat Daciana Balaban. Se joacă Danubius fără probleme, știa că va pierde acest meci, dar orice asemenea confruntare cu o echipă de un asemenea calibru e o experiență acumulată. Diana Iovanovska nu prinde cadrul porții. A fost colegă cu Elena Livrinichi la Metalurgi Skopje și la Naționala Macedoniei și mai sunt. Amândouă au câte 25 de ani, practic sunt din aceeași generație. Din acest punct de vedere, Galațiul nu a gândit rău să le aducă pe amândouă. Ultimul sfert de oră pentru CSM București în acest campionat, pentru Per Johansson. 2 minute iarăși. Sheiko, da, ala Sheiko. Treizeci de ani și 1,76 m, marcatoarea echipei gălățene. Dar una peste alta, un meci liniștit, n-au fost probleme. Niombla, Sabina Iacobsen, Niombla, Bazaliu, stilul Andrei Lechici. Andreea va fi colegă cu Bianca, sau invers, mai degrabă Bianca colegă cu Andreea Lechici, începând din sezonul următor. Ați văzut o asemenea reușită a Sârboaicei în Final Four-ul de la Budapesta, chiar a fost printre cele mai frumoase goluri marcate în Final Four. Livrinichi din nou în teren, Daciana Balaban și timp de odihnă cerut de Valeriu Costea, 14 minute înainte de finalul partidei. Nu cred că
avea microfon acolo. Etapa continuă mâine pe Telecom Sport 3 cu partida dintre Corona Brașov și Bistrița. Și tot mâine după amiază se joacă Măgura Cisnădie cu Slatina, Roman Cluj, Dunărea Brăila Craiova, iar duminică Rapid cu HCM Râmnicu Vâlcea. S-a dus și acest campionat, foarte repede a trecut timpul, dar am fost ocupați, cum se spune, și CSM-ul ne-a ocupat mare parte din acest timp. Alina Iordache în cadru. E o întrebare și în ceea ce o privește, dacă va mai rămâne sau nu, ori va fi împrumutată. Să vedem Livrinichi, are un culoar bun, pătrunde și marchează golul 13. Da, a depășit cu un gol Danubius numărul de goluri de la București în meciul tur. Dar va pierde, fără îndoială. Și va fi a doua înfrângere la rând. Să vedem după cea de la Zălău, da, pentru că altfel la precedentul meci acasă Galațiul a învins Universitatea Jolie Don Cluj. Și tot acasă a învins Vâlcea. 7 victorii în campionat pentru Danubius și toate acasă. Niciun succes în deplasare. Partea cealaltă, vă reamintesc, CSM-ul o înfrângere la Craiova. Mă gândeam la faptul că nici în acest sezon CSM-ul nu reușește să termine campionatul fără vreo înfrângere. Anul, sezonul trecut, dacă vă duceți aminte, în toamna lui 2016, a pierdut aici prin zonă la Brăila, dar atunci Brăila era echipă importantă, era echipă tare. Elena Livrinichi, un singur gol în meciul tur. Acum la reușita cu numărul 2. A sărit de 90 de goluri în acest moment. Iulia Curea revine în teren. Pentru Galați este un antrenament excelent înaintea play-off-ului, înaintea barajului de menținere în divizie. Universitatea Cluj și ea va juca acest baraj. Deocamdată nu am văzut tragerea la sorți. Probabil săptămâna viitoare o să aflăm mai multe detalii. Liga a doua s-a terminat, divizia. Au fost 28 de etape acolo, chiar mai mult decât la prima divizie, dar e normal pentru că sunt și mai multe echipe. Ceea ce e foarte bine, o accidentare, Udriștoiu și pare să fie ceva serios. Ar fi culmea să o pierdem pe Aneta pentru echipa națională tocmai acum. Cred că mai degrabă spaima a fost mare. Ceva gheață și pentru una dintre fetele de la Galați. Ia să vedem. Da, a lovit-o cu mingea peste față Aneta. Andreea Mihart, numărul 15. Cum a
această panoramare, dar e un cadru interesant, neplăcut însă. Bianca Basaliu o ajută pe Aneta Udriștoiu, apoi Per Johansson. Paula Ungureanu încurajează pe Aneta. Vă reamintesc că echipa națională se reunește în perioada următoare pentru două meciuri de calificare la Europenele din Franța. Pe 30 mai, meci în Austria la Innsbruck, apoi meci pe teren propriu la Buzău, mai exact cu Portugalia pe 3 iunie. România e pe locul 1 în grupa 4 de calificare. Austria are și a 6 puncte precum România, iar Rusia este pe 3 cu 4 puncte. Rusia joacă pe 30 mai în Portugalia, apoi are acasă cu Austria. O nouă transversală pe exact 10 minute înainte de finalul partidei. 12 goluri în plus pentru campioana României, plus atacul Eglon, Iombla, Mehmedović, Jovanovska. Hai să vedem ce se întâmplă cu această fază. Andreea Mihar scapă, recuperează însă imediat Madalina Konache. Madalina la primul gol în poarta CSM-ului. O partidă agreabilă. Tensiune pentru echipa Danubius Galați, care după înfrângerea Sloboziei acasă cu Zalău ieri știa că va juca barajul. Dacă Slobozia câștiga, făcea 20 de puncte. Oricum, era o diferență de 4 puncte între ele, deci până la urmă partida cu CSM București nu mai ridică o problemă din acest punct de vedere. Aici da, e greșeală. Mehmedović, Iulia Curea, un dribling lejer, încearcă aici Iulia, de obicei dădea jos sau la semi-înălțime, acum a dat sus, își permite Iulia, chiar dacă ratează, are puterea să zâmbească, încurajează Per. Da. Am văzut niște goluri ale ei chiar în topul celor mai frumoase 5 goluri din Liga Campionilor, dar repet, dădea jos sau cel mult la semi-înălțime. Multă gheață pentru Aneta Udriștoiu, dar până la urmă nu e neapărat ceva foarte, foarte grav. Sunt leziuni normale, să zicem. Care bună a Madalinei Konache. Alina Iordache, excelentă cu piciorul de sprijin, a oprit această minge. CSM-ul ajunge imediat la poarta cealaltă. Frafjord, o zbatere acolo, rezistă însă foarte bine Cristina Crisu. Nu a fost Cristina, ci Cristina, o altă Cristina, dar Marcu, numărul 5. Jorgensen a plecat. Frafjord, 7 metri, nu? Doar 9 metri. 31 de ani, aproape 32, are Frafjord. O jucătoare la Biasen, Vibor și Larvik. Marile performanțe au fost cu naționala Norvegiei. Ce schemă! Ce schemă! 28-16 pentru CSM. Fentă de aeriană, Basaliu, apoi o așteaptă pe
Maida Mehmedović și muntenegreanca înscrie. A cincea reușită din 5 încercări. Însă Frafior cu 8 goluri este cea mai bună marcatoare. Hagman a rămas cu 7 goluri. Se fac valuri, dar numai pe o parte a sălii, doar pe această tribună de pe care se și filmează. O sală modernizată cu ceva timp în urmă. Sala care se umple și la meciurile de volei. Ultimele reușite și pentru Camille Glo în tricoul CSM-ului. Vă reamintesc, ea cu Niumbla, Gulden, Frafjord vor pleca, plus antrenorul Per Johansson. Vor fi înlocuite și înlocuit cu Radicevic, Lekic, Lazović, Omoreghe, Dragana Cvicic și să vedem și antrenorul. Pentru că a devenit o problemă sensibilă la CSM. Aproape 10 antrenori în câțiva ani de zile, totuși prea mult pentru o echipă de asemenea calibru. Bazaliu, Niombla, Camille Glon, din nou Bazaliu Fentă, caută și acolo rolul de șut. Apărare formidabilă Bocarici. Interesantă bosniaca. Bosnia are handbaliști buni, am văzut și în campionatul masculin. Sorina surprinde pe Emilia Angel. Golul al treilea, eficiență maximă și pentru terul dreapta de la CSM București. Mai puțin de 5 minute. Timp de odihnă, cerul de Valeriu Costea. Fetele lui au încercat. Visătoare Cristina Clisu, gesturile ei sunt interesante. Aneta Udișoiu s-a liniștit puțin. N-are nevoie în continuare să de masaj, cred că își va reveni, e o chestiune doar de câteva zile. Curajată și ea. Atmosfera bună la CSM București, dar din păcate echipa nu a avut tonus la semifinala cu Chior. Iar la finala mică cu Rostov, spuneam și prima repriză, a fost prea târziu. Ultimele indicații date de Per Johansson, cel care va vorbi după acest meci în direct la Telecom Sport 1. Adi Vasile se interesează și el de situația Anetei. Aureliana Gurău face masajul, ca să zic așa. Masorii sunt foarte apreciați de sportivi, asta la orice echipă sau chiar și la sporturile individuale. Are un rol extrem de important într-o asemenea familie, într-un lot, dacă vreți. Rămâne Danu Buzgalați în atac. Și ce antrenament mai bun putea visa trupa lui Valeriu Costea înainte de barajul de menținere în prima divizie. Marcu, faultată de Line Jorgensen, un fault ușor însă. Conache nu prinde nici de această dată cadrul porții. Peglo, finge ajunge în partea cealaltă, Bazaliu de pe picioare. Finge a fost atinsă, cred că da, pentru că CSM-ul rămâne în atac. Preluare din colțul terenului, iată pe Bianca Bazaliu. Două goluri am scris până acum, Bianca a jucat destul de mult.
Basaleu din nou, Mehmedović așteaptă pe Frafjord, primește golul pe tabelă, Marit. 4 reușite în meciul tur. A fost una dintre marcatoarele CSM-ului în acest sezon. Un an prea puțin totuși la CSM pentru Frafjord. Ar fi putut să ofere și mai multe, pentru că un sezon poate se răzgândește. Poate se răzgândește. De pe picioare această aruncare foarte bună a Cristinei Marcu. Da, golul 18 pentru echipa gazdă, de remarcat această aruncare în forță de la distanță a Cristinei. Interesant, am văzut-o pe Tamara Bocaric aplaudind în ritmul publicului. Bosniaca i-a pus sufletul aici la Galați. Hai să de Mehmedović din nou pentru Eglon. Reușită a franțuzoaicei. Foarte mulțumită. A patra reușită la poarta cealaltă, bară gol cu extrema dreaptă. Cristina Clisu. Și cât de curând vom intra în ultimul minut. La 25-a victorie în campionat pentru CSM București, a 19-a înfrângere pentru Danubius Galați. Frafjord, am văzut faza din colțul sălii. Prin Germania mai aveam astfel de momente în Bundesliga. Foarte relaxate și cele două doamne, Agriceru și Turdean. Acum din celălalt curs al sării, colegii care fac transmisiunea se dezlănțuiesc. De secunde, Sheiko, Marcu în partea cealaltă, Konache pivot, 7 metri, faultată Safta. Da, Galațiul are șansa să închide ea cu gol acest meci. Deci 33. Interesant acel clopoțel. CSM București așadar câștigă și această partidă. O mică oră bucuriei. Fetele de la Danubiu se felicită și ele. Până la urmă obiectivul era să nu termine pe unul dintre ultimele două locuri. Doamnelor și domnilor, asta a fost Danubius Galați cu CSM București, meci din ultima etapă. Mâine la prânz vom avea partida dintre Corona Brașov și Bistrița, un meci mult mai echilibrat acolo, fără discuție. Comutați pe Telecom Sport 1 pentru că vom avea o reacție a lui Per Johansson după această partidă. Sunt Dragoș Borchină, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!